Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Ana și astăzi am o prăjitură cu ciocolată pe care eu am copt-o în air fryer, dar cu siguranță o puteți coace și în cuptorul clasic. Voi începe cu glazura, pentru care am nevoie de 70 de grame de zahăr, zahăr granulat, 20 de grame de pudră de cacao, 375 de ml de lapte și o linguriță de esență de rom. Voi pune într-o crăticioară zahărul împreună cu cacaua și amestec bine să nu avem cocoloașe. Și torn laptele peste. Voi pune crăticioara pe foc, la foc mic, și voi fierbe acest amestec până când va începe să se îngroașe puțin, aproximativ 5-7 minute, nu mai mult. Vedeți că îmbracă spatula această glazură. O iau de pe foc, voi pune esența de rom și o voi lăsa să se răcească. Răcindu-se, se va îngroșa și mai mult. Voi pregăti acum aluatul, pentru care am nevoie de 2 ouă, un praf de sare, 85 de grame de zahăr, voi pune 2 linguri de lapte, 3 linguri de ulei de floarea soarelui, o linguriță de esență de vanilie, 15 grame de cacao, 60 de grame de făină, 10 grame de amidon de porumb și o jumătate de linguriță de praf de copt. Voi amesteca ingredientele uscate, făina, cacao, praful de copt și amidonul. Și le las deoparte. Zahărul este considerat ingredient lichid în prăjituri, așa că îl lăsăm deoparte. Voi pune acum ouăle într-un castron. Adaug un praf de sare. Și voi începe să spumez. Adaug zahărul treptat, continuând să mixez până când zahărul începe să se dizolve și compoziția să se îngroașe. Ouăle se vor albi, vor căpăta volum. Uitați cât de bine arată. Telul lasă urme în compoziție. Adaug acum uleiul, cele 3 linguri de ulei de floarea soarelui. Și voi amesteca bine de tot. Voi pune esență de vanilie pentru a da mai multă aromă. Încorporez ingredientele uscate. Voi adăuga și laptele. Amestec și acesta este aluatul pentru prăjitură. Voi turna acum aluatul în vasul meu termorezistent pe care l-am uns cu puțin unt și voi pune prăjitura în air fryerul pe care l-am preîncălzit la 170 de grade pentru aproximativ 5 minute. Acopăr vasul cu folie de aluminiu și voi coace la 170 de grade pentru 25 de minute. După care voi îndepărta folia și pentru că vreau să fie un pic mai bine copt aluatul, voi îndepărta folia și voi mai coace încă 5
5 minute. Vedeți că parcă este încă crud așa la suprafață, așa că mai merge 5 minute la în cuptorul cu aer cald și va arăta așa. Cu mânerul de la o spatulă voi face adâncituri în aluat. Și voi turna deasupra glazura ce s-a răcorit și vedeți că s-a îngroșat foarte, foarte bine. Voi distribui glazura pe toată suprafața. Va trebui să las prăjitura să se răcorească pentru a putea fi servită. O puteți servi chiar și înghețată. Va fi delicioasă, cam ca o negresă, așa că nu e o prăjitură uscată. Voi presăra deasupra bucățele din aceasta de ciocolată decorativă și o lăsați să se răcească și este gata de servit. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, sper că veți încerca și voi prăjitura, fie în air fryer, fie în cuptor. Ne auzim data viitoare, zi frumoasă, nu uita să fiți veseli, pa, pa!